Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifa. Începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. O am alături de mine în această seară pe actrița Magda Catone. Bună seara, bine ați venit! Bună! Despre dumneavoastră știm așa, sunteți actriță pe scena Teatrului Românesc de peste 40 de ani, iar din 2017 semnați și în calitate de regizor. Chiar dacă ați jucat în peste 50 de filme și producții de televiziune, pentru publicul larg sunteți doamna detergent. Pentru a fi mai aproape de oameni, în anul 2020 v-ați implicat în politică, iar pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, sunteți în prezent masterandă la teologie. În plan personal, ați fost căsătorită cu regretatul actor Șerban Ionescu și aveți un fiu. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să aflăm cum își joacă rolul vieții femeia Magda Catone. Sunteți pregătită? Da. Începem. Actriță cu state vechi. Ați apărut într-o reclamă la un detergent de rufe timp de 12 ani, motiv pentru care ați fost poreclită doamna detergent. Puțină lume știe că soțul dumneavoastră a fost cel care v-a botezat așa. În 2012, Bogdan Naumovici, cunoscutul om de publicitate, spunea așa: eu am încercat să îi omor personajul Magdei Catone. Toate studiile care ne arată că reclamele la detergenți cu personaje feminine sunt urâte de femei, sunt contrazise de vânzări. La un moment dat am făcut o reclamă la același detergent în care a jucat un bărbat. Imediat ne-au venit în cap toate cercetările, iar femeile și-au cerut-o pe Magda Catone înapoi. În 2010, presa scria că ați întrerupt colaborarea pentru una dintre cele mai longevive reclame din România. Aș vrea să-mi spuneți care a fost motivul. Urmează întrebarea. Vă mai strigă lumea pe stradă, doamna detergent? Mi se spunea chiar Maria, pentru că personajul din campaniile pentru detergentul acela erau cu personajul Maria. Și mă suprapuneam, chiar una din filmări era la o pensiune undeva la Bran și așa, intrarea de la această pensiune era un panou mare pe care scria pensiunea Maria și foarte multă lume mă confunda cu această situație, să zicem, financiară de persoană care s-a aranjat, are deja o pensiune, asta e chiar de mult printre primele filmări, au fost niște filmări foarte, așa să zic, speciale, s-a filmat chiar și cu helicopterul și de unde privei, vedeai că buricul pământului acolo, Magda Catone, avea o pensiune și totdeauna așa se întâmplă în situațiile noastre în când jucăm, trăim până, cum se spune, unul la unul personajele, ajungi să fii confundat cu personajul. Mi se spunea doamna Maria. De ce ați întrerupt colaborarea cu respectiva firmă? Da, pentru că n-au mai vrut ei să o continue. Adică pe piață, deocamdată, nu mai există alte persoane, alți actori, alte formule de reclamă pentru acest detergent. Sunt, dacă or mai fi, doar niște inscripționări sau formule de desen animat, dar nu cu actori. Am avut cea mai longevivă, cum zicea Naumovici, 12 ani și cred că cu asta am zis tot. Bine, mulțumesc, am notat. Ați spus așa: iubesc egal și teatrul și filmul. Consider că teatrul și televiziunea merg în paralel. Fiecare are o manieră de lucru care te împlinește. Ați apărut în multe emisiuni de televiziune, dar și în producții precum telenovela Narcisa Sălbatică sau serialul La Sfierbinți. Acum faceți parte din distribuția comediei de televiziune Lasă-mă îmi place, Camera 609. Aveți aproape 50 de filme de cinema în palmares și o carieră de peste 40 de ani în teatru. Vreau să știu care a fost cea mai profitabilă colaborare pe care ați avut-o, fie că vorbim de teatru, film sau de televiziune. Urmează întrebarea. Cât de scumpă este Magda Catone? Se negociază la masa verde. De acum, părerea mea e că nu mai am, să zic, un preț. Mi se dă.
și sunt bucuroasă de ceea ce mi se oferă. Foarte rar în ultima vreme am mai negociat, câteodată sunt și surprinsă când semnez contractele. Am contracte foarte bune și astea se datorează probabil acestor ani în care am dovedit că merit. Sigur că pretențiile pot fi de multe ori halucinante și să zic că am exersat câteodată lucrul ăsta, nu știu, mai pe la început, când vroiam să scap de un contract și spuneam niște cifre așa exagerate și cu ocazia asta scăpam. Sunt scumpă în altfel, pentru că sunt un actor, o actriță docilă, un om energic, o persoană care se bucură de colegi, colegii se bucură de prezența mea. Poate ori fi și altfel de nuanțe aici, dar nu pot să zic că mă autodefinez sau mă laud, ci pur și simplu fac o constatare. E foarte frumos și rar să te duci la servici cu bucurie și să zici, dacă toate sunt făcute cu bucurie, nu mai simt efortul și greul muncii. Mulțumesc. Am notat. Continuăm, vă citez. Șerban Ionescu este un patrimoniu național ca toți cei de amvergura lui, cum erau Ștefan Iordache și Gheorghe Dinică. Memorabil ca protagonist al filmului Ion, Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii, Șerban Ionescu a fost îndrăgit și pentru rolurile din filmele Imposibila Iubire, Horea, Pădureanca, Păcală se întoarce sau Umilință. Pentru a păstra vie amintirea marului actor, ați fondat Festivalul Național de Teatru și Film Șerban Ionescu, a cărui primă ediție a avut loc în 2018 la Sala Dales din Capitală. În contextul pandemiei, cea de-a doua ediție a avut loc 4 ani mai târziu, în 2022, în stațiunea 2 Mai. Sunteți președinte de onoare al festivalului și ați mărturisit că realizarea acestui proiect a fost pentru dumneavoastră o mare provocare. Avându-l alături, în calitate de director executiv, pe fiul dumneavoastră, Carol Ionescu, festivalul s-a dovedit a fi unul de succes, iar vara aceasta, peste 6.000 de participanți au fost prezenți la cea de-a treia ediție. Urmează întrebarea. Cât de mult luptați pentru memoria lui Șerban Ionescu? Mă lupt pentru predarea ștafetei. Șerban, cum spuneai, e inegalabil și rămâne patrimoniu, nu trebuie să mai lupt pentru reduta pe care el și-a câștigat-o. Eu nu fac decât să fiu o, să zic, bandă de transmisie. Vreau să duc ceea ce am primit prin natura, să zicem, talentului pe care mi l-a dat Dumnezeu, tot ce am primit de la părinți și am fructificat prin cariera mea, să împar către ceilalți. Și ceilalți sunt, în primul rând, tinerii, cei care nu au ocazia să găsească prea ușor nici satisfacție muncă, nici muncă chiar, adică jobul ăla de care se vorbește tot timpul. Și cred că această munca mea la asta se referă și sunt împlinită atâta vreme cât, să spunem, teatru și festivalul este o formă de manifestare a generozității. Toate festivalurile astea sunt niște formule de întâlnire, ocazii minunate pentru a se întâlni artiști cu artiști, oameni obișnuiți cu artiști, oameni între ei, prieteni, se fac cunoștințe noi și toate astea se numesc, de fapt, mărinimie și generozitate. Și sub semnul ăsta mă gândesc că lupt pentru a ține festivalul ăsta viu. Mulțumesc. Continuăm. În 2022 făceați următoarea mărturisire legată de soțul dumneavoastră, vă citez. Mă gândesc la el, de visat nu prea-l visez, dar acum mă preocup să capăt de la Primăria Capitalei ultima semnătură a primarului cu numirea piațetei Șerban Ionescu în cartierul Anicoanda. În loc de strada Gunoiului, Gârlei, Râpei, e bine să dai numele unui artist care a dovedit prin cariera lui că merită să îi se respecte memoria. Ați început demersurile încă de acum 5-6 ani, timp în care fotoliul de primar general era ocupat de Gabriela Vrânceanu Firea, respectiv acum Nicu Șordan. Anul trecut, în presă a apărut informația că denumirea de piața Șerban Ionescu va fi atribuită spațiului public situat la intersecția bulevardului Mircea Veroiu cu drumul Nisipoasa din sectorul 1. Vreau să știu cât de des mergeți în piața Șerban Ionescu? Urmează întrebarea. Reușiți tot ce vă propuneți?
Deocamdată da. Să vedem cum e timpul cu mine, cum va lăsa Dumnezeu să împlinesc anumite lucruri. Parcă niciodată din țintele mele, ce mi-am propus, nu pot să zic că nu le-am încheiat. Cum s-ar spune, un om vrea să își împlinească viața făcând o casă, plantând un copac, făcând un copil. Eu am mers până la această, să zicem, potrivită ocazie de a comemora, de a aduce aminte cetățeanului, omului din oraș, că înaintașii au reprezentat ceva pentru orașul ăsta. Așa mă gândeam, de mult îi explicam fiului meu de ce în piața Cogălnicianu există statuia lui Mihail Cogălnicianu și tot așa. Și m-am gândit, fără să fac o prea mare efort, pe străzile din cartierul Henri Coandă, unde toate au nume de artiști, cum ar fi Bulevardul George Constantin sau, cum ai zis, Bulevardul Mircea Veroiu, strada Titus Popovici, Iulian Mihu, Ștefan Mihailescu Brăila și multe, multe, multe nume, adică preț de vreo, nu știu, cred că cel puțin vreo 50-60 de străzi, am considerat potrivit să găsim și pentru Șerbanul Locșor. Știți că urbanistic vorbim și făcând acte, lucrurile astea se întâmplă într-o rigoare care nu-ți permite să faci prea mari exerciții în sensul ăsta, dar primarul Nicușor Dan a semnat. Deci acum în cartierul Henri Coandă există piața, piațeta Șerban Ionescu, numai că nu are, să zicem, acea delimitare și cea pe care eu încerc să o prelungesc prin a crea în acel spațiu, nu piața unui artist, ci un loc al comunității în care să ne bucurăm și să ne aducem aminte de artiștii noștri. Mulțumesc! Mergem mai departe. V-ați născut pe 24 octombrie 1958 în București, iar despre locul în care v-ați petrecut copilăria ați spus așa. Era unul extraordinar de pitoresc în centrul Bucureștiului, lângă Biserica Sfântul Spiridon. În drumul pe care îl făceam singură zi de zi până la școală, mi-amintesc că exista o străduță ce se numea Emigrantului. Eu nu am emigrat decât pe altă stradă, dar sufletul mi-a rămas acolo. Deși sunteți bucureșteancă, ați avut norocul să vă petreceți vacanțele în Moldova, lângă Moinești, la bunicii dumneavoastră, iar amintirea pozelor pe care le făceați acolo vă strânește și astăzi zâmbetul. Hipnotizați găinile din ogradă, prindeați muște cu paharul în care puneați gaz și apă, vă ascundeați după poartă și speriați trecătorii imitând diverse animale. Peste ani, visul de adult a fost să aveți o casă cu grădină. Urmează întrebarea. A ajuns acasă Magda Catone? Da. Mulțumesc. Și eu. Mergem cu o întrebare roșie. Te rog. Ați cochetat cu actoria încă de la grădiniță, unde recitați poezii. În clasa a treia ați jucat în travestii rolul mic al servitorului Ion din piesa Chirița în provincie, vă citez. La serbări îmi dădeau rolurile cele mai mici. Rolurile mari le luau cei care făceau distribuția. În liceu ați continuat să interpretați personaje secundare. Nici după ce ați devenit actriță cu diplomă, nu ați prins ușor roluri principale. Ați spus așa, nu vreau ceva neapărat, vreau să fiu un soldat în meseria asta. Nu vreau general sau colonel, chiar dacă uneori sunt omul care duce tava. Vreau să știu dacă, în ciuda acestei declarații, au fost momente în cariera dumneavoastră în care v-ați simțit nedreptățită de soartă sau de regizori. Urmează întrebarea roșie. Cât timp ați fost doar actrița care ducea tava? Prea puțin. E o ipocrizie din partea mea să comentez. Acum, tu ai făcut o documentare foarte adâncă și sunt vorbele mele, dar n-a fost chiar așa. Adică, cred că am avut în primul rând în carieră ocazii nesfârșit de multe, foarte bune, în care am jucat rolurile pe care multe colege și le-ar fi dorit. Am
excelat în unele din ele, dar nu pot să zic că am dus tava. Dar e bine să te plasezi așa undeva, știi, într-o poziție modestă, ca să nu ai la un moment dat dezamăgirea că ți se cade, că meriți, că ar trebui să ai și că ceea ce la un moment dat nu primești este o pedeapsă pe care o, eu știu, o umilință pe care ți-o provoacă vreun regizor sau, eu știu, anunți așa un univers că soarta e cea care îi devină în privința asta. Eu cred că sunt o actriță împlinită, aș fi putut să joc mai mult. N-am fost totdeauna, să zic, servită, dar am fost un soldat. Am fost totdeauna acolo. Când am fost chemată, am răspuns da. Mulțumesc. Pentru că vă doreați să deveniți actriță, în timpul liceului ați urmat cursuri de specialitate la Școala Populară de Artă. Dar, pentru că părinții își doreau să deveniți economist, v-ați pregătit pentru examenul de admitere la ASE. Însă ați obținut doar nota 4 și ceva în condițiile în care nota de intrare era minimum 5. Prin urmare, ați dat examen la Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București, dar nici acolo nu ați reușit din prima, pentru că v-a picat Demrădulescu încă de la proba eliminatorie. Pentru următorul an ați făcut pregătire cu Sergiu Cioiu, actor și cântăreț în vogă la acea vreme. Vă citez. Mă întâlneam cu el pe ascuns, mama nu știa. Până la urmă am dat examen și am trecut foarte bine. Ați intrat a doua pe listă, la clasa lui Iam Zapela și Ion Cojar, reușind să-l convingeți pe același Demrădulescu care era în comisia de admitere de calitățile dumneavoastră de actriță. Vreau să știu de ce nu și-au dorit părinții să dați la actorie și când au acceptat că acesta este drumul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cât de supărați au fost părinții că v-ați făcut actriță? Păi, cred că până la lacrimă. Nu și-au imaginat că am să reușesc, nu înțelegeau prea bine, cum se spune, cu ce se mănâncă meseria asta, nici eu cred că nu știam pe vremea aia, doar că era evident că sunt făcută pentru asta, adică efortul pe care s-a dovedit că l-am făcut încercând de două ori, n-a fost din cauza unor lipsuri sau ce unei targetări incorrecte. Am pregătit un repertoriu care nu mă prezenta corect, știi? Fiecare ocazie, fiecare examen este de fapt puterea ta și de știință și emoțională care poate să te trădeze sau să te valorizeze diferit și poți pierde din considerente, să zic, când iei situația la bani mărunți, îți dai seama că aveai toate condițiile să reușești. Și cred că așa a fost și cu mine. N-am exagerat țintind să mă fac actriță, cel puțin pentru vremurile alea. Pentru vremurile astea, când trag linie și adun, sunt sigură că am ales bine. N-aș fi putut să lucrez într-un birou ore în șir, să stau așa, poate acum în fața unui laptop, nici vorbă. Îmi place să lucrez și fac acum comentariile mele de la facultate și cele de la UNATC și cele de la teologie în Word și lucrez diferite materiale, dar o fac pentru o scurtă perioadă. Viața mea e pe scenă, e pe platou, îmi place să fiu alături de oameni, de colegi, actori și să împlinim spectacole, filme și tot ceea ce ține de showbiz. Mulțumesc! Pe profesorul dumneavoastră, Iam Zapelea, l-ați descris drept o persoană foarte blândă, foarte îndrăgită, care nu ținea la titulatura de mare actor. Cu studenții săi era întotdeauna foarte permisiv, mergea cu fetele la cofetărie la Intercontinental, iar pe băieți îi lăsa să fumeze din țigările lui. Vă citez. Eu mereu l-am avut ca model pe Amza, el mereu a știut cum se explice orice situație. Nu se raporta la noi ca la niște simpli studenți, mereu ne explica tot ce avea de explicat ca unui amic prin povești captivante. La rândul dumneavoastră ați ajuns profesoară de actorie la UNATC, la clasa coordonată de Florin Zampirescu și apoi la o universitate privată. Urmează întrebarea. Care este cea mai importantă lecție primită de la Iam Zapelea? Ar fi simplu să spun să fii om. Pentru că e de fapt foarte greu să fii om. Într-un jurnal al lui Steinhardt citeam că lumea e împărțită în oameni și neoameni. Așa, iarăși
E un, să zic, mesaj simplu ce spun acum. Dar calitățile lui Hamza erau nu numai astea pe care le-ai descris tu, erau pentru noi ocazia să fim, cum se spune, să ne atingem de prezența lui și să fim alături de el și în ocazii complet tralala, când ne traversa, să zic, poate chiar simplu strada până la cofetăria, îi ziceam noi, la Intercontinental, sau mergeam cu el cu mașina. Erau niște situații ca de vacanță, adică aveam ocazia să fim alături de un prieten, nu de profesorul nostru. Era foarte liber, foarte deschis, open mind, era un om. Mulțumesc. Prima noastră întâlnire cu cinematografia a fost în 1981, când erați încă studentă și ați fost distribuită de Lucian Pintilie în filmul De ce trag clopotele mitică. Pelicula a avut premiera abia în 1990, deoarece nu a trecut de cenzura comunistă. Regizorul a transformat De ce trag clopotele mitică într-un aspru rechizitoriu al societății românești, iar responsabilii politici cu cinematografia epocii ceaușiste i-au cerut să modifice anumite scene. Pintilie are refuzat să se supună. Prin urmare, filmul nu a mai fost difuzat până după Revoluție. În momentul lansării ați avut o mare surpriză. Secvența cu dumneavoastră, filmată în cartierul Sfânta Vineri din București, dispăruse. Vă citez. Ce e nostim este că această secvență cu mine a căzut la montaj și toată lumea mă întreba ce a fost, cum a fost. Eu sunt doar pe generic. Urmează întrebarea. Cât de tare doare să fii tăiat la montaj? Era în necunoștință de cauză, m-am sângerat. Ce e nostim e că peste ani de zile la întâlnirile la care era prezent și colegul meu Rebenciuc, el povestea ca o nostimadă, momentul în care, întrebând personajul meu unde este Didina, eu răspundeam la bal în costum de polinez și didascaliile spun, îi trase două perechi de palme, șar partros plăsc. Și în viziunea lui Pintilie n-a fost nicio ieșire din litera scrisă de Caragiale, dar ce pot să vă spun e că s-au tras 27 de duble, că până și Victor spunea într-una, eu nu mai pot să mai filmez, e grav, nu vreau să îi mai dau fetei astea încă o palmă, mi se pare degradant. Eu eram foarte contrariată, nu mai pățisem asta niciodată, adică nici pălmuită, nici cu banii luați, cum se spune, dar ideea era că Pintilie avea așa o rigoare, o, poate chiar o fervoare când începea să filmeze, se bucura așa de mult încât nu putea să rămână, chiar dacă reușita era din prima dublă, cum se spune, iar o secvență cum era aceasta, deși în piesă pare importantă, în scenariu, în economia scenariului a căzut, cred că în primul rând, din considerente de minutaj, pentru că filmele trebuie să aibă un strict timp de a intra în calitate de lungmetraj și am fost sacrificată, dar asta a însemnat, cum s-ar spune, începutul unei bune și lungi prietenii și cu Pintilie și cu Rebenciuc și cu toți ceilalți din echipă. Mulțumesc! Rămânem aici, mergem cu o întrebare roșie. După colaborarea din 1981, Lucian Pintilie v-a distribuit și în filmul Balanța, lansat în 1992, alături de nume mari ale cinematografiei românești, precum Maia Morgenstern, Răzvan Vasilescu, Victor Rebenciuc, Leopoldina Bălănuță. A fost al doilea film sub bagheta regretatului regizor, care conține o scenă în care sunteți pălmuită. Vă citez. La filmările de la De ce trag clopotele mitică este un moment descris chiar de Caragiale așa. Trosc-plosc, îi trase două perechi de palme. Deci, într-o evoluție artistică a mea, aceasta este cea de-a doua scenă în care sunt luată la palme și tot sub bagheta maestrului Pintilie. Ținând cont de faptul că Lucian Pintilie era un perfecționist și trăgea chiar și 28-30 de duble ale unei scene, urmează întrebarea roșie. Câte palme v-ați luat în filme? Dacă ar fi să-mi aduc aminte o primă participare într-un film în care juca și Dominic Sanda și Anne Margaret, care veniseră în România să filmeze un scenariu, parcă după Radu Popescu, un scenariu foarte,
să zic, ancombrant, așa, legat de o situație în care două femei americane ce veneau în România să salveze un copil dintr-un azil și în care eu trebuia, la un moment dat, să le obstrucționez pe doamnele acestea. Filmarea începea undeva la 4 dimineața și glumeam că aceste două actrițe de vârstă, de vârsta mea acum, erau ele pe vremea aceea, trebuie să te încuite și a fost într-adevăr o epocă în care pregătirea lor era sub ochii noștri, să zic, fiecare avea rulota ei. Ne-am trezit că la filmare, eu în calitatea mea de cerber, stăteam în căminul ăsta de copii și când apărea personajul acestei actrițe, Anne Margaret, o obstrucționam și ea, în disperare, mă pălmuia. Și eu am citit scenariu și am spus americanilor care filmau că eu nu primesc această indicație și să vină un cascador să ia palmele astea, pentru că eu nu am semnat contractul așa. Lucrul ăsta i-a înfiorat teribil. Nu știu dacă a fost o îndrăzneală sau am vrut eu să-mi schimb soarta, dar mi s-a părut potrivit că lucrurile astea sunt într-un anumit context. Nu e un lucru cu care să excelezi sau, să zic, o situație pe care să ți-o dorești și nu cred că așa, și sigur nu așa am dat eu probele ca să iau castingul, dar ce a fost interesant a fost ocazia în care în acest film eu am distrus mitul și, într-adevăr, a venit un cascador sau o doamnă, nu mai țin minte, s-a îmbrăcat în hainele mele și a filmat sub semnul ăsta al celui care primește palme. Eu mi-am ținut rangul, că sunt actriță și nu oricine care vine să primească palme, dar acum, gândindu-mă la comedia mută și la tot ce stârnea râsul sau bucuria spectatorilor, era cam dihai totuși. Erau aceste momente de bătaia cu frișcă, palmele, stropitorul stropit și toate... Deci sub bagheta maestrului Pintilie, câte palme v-ați luat? Enorm de multe, nemeritat de multe, da. Dar în fine nu le-am luat eu, cum se spune, ci personajul. Mulțumesc! Continuăm. În 1982 ați jucat un rol principal alături de actorul Dorel Vișan în pelicula Baroane de Curcubeu, regizată de Iosif Demian. Filmul a fost cenzurat de la bun început, deoarece titlul din scenariu, Cu mâinile în grâu, nu a fost acceptat, cenzura considerând că face aluzie la un furt. A fost remontat de numai puțin de 18 ori în încercarea de a satisface cererile tovarășilor din cinematografie, dar nici așa nu a fost lansat. Peste ani, regizorul Iosif Demian găsește versiunea cu numărul 13 a producției, reușește să o digitalizeze și în 2017 lansează filmul la Festivalul de la Sibiu. Prin urmare, dumneavoastră, studentă fiind, sunteți distribuită de doi regizori în filme mari, dar care au fost lansate abia după mai multe decenii de la turnare. Vreau să știu, când considerați că a avut loc debutul dumneavoastră cinematografic? Urmează întrebarea. Ați fost urmărită de ghinion? Nu. Așa erau vremurile. Așa, ce ar spune cei care au trăit al doilea sau primul război mondial? Că au fost urmăriți de ghinion? Că dacă prințul nu trecea pe la Sarajevo, nu se întâmpla cel din tâi război mondial sau cum? Pur și simplu, sunt niște situații pe care, nu știu, ți le dă Dumnezeu, sunt anapoda, dar totul e să treci peste ele. Nu mi se pare că sunt lucruri care să-mi fi defavorizat soarta mea artistică, nu. Pur și simplu, am trecut peste ele. Ce ar fi trebuit să fac? Să mă duc acasă, să mă fac economistă, să dau examen și poate să iau mai mult decât nota 5 și să intru la ASE, cum se spunea, și să devin nu știu, chiar un ciberneticianu, dar o funcționară, o contabilă bună, care și acum aș fi notat într-un caiet sau pe computer, în Excel, cum să fac plata salariilor sau alte lucruri de felul ăsta, care nu îmi sunt deloc apropiate și îmi displac profund. Când a avut loc debutul dumneavoastră cinematografic? Păi, debutul. Debutul a fost... Hai să zicem, și cred că ăsta este, filmul lui Demian cu Baloane de Curcubeu, când am jucat rolul principal acolo. Gia,
în scenariul lui Fănuș Neagu, alături de dragul meu Dorel Vișan, căruia cred că îi trăgeam o palmă, așa, ca să fie mai activă scena. Bine, mulțumesc. Continuăm. Ați absolvit actoria în 1982 și ați fost repartizată la Teatrul din Petroșani împreună cu Claudiu Bleonț. Vă citez. Nu voiam să stau în Petroșani, aveam alte planuri și jucam deja la Teatrul de Comedie încă din anul 2 de facultate. Peste ani, în 2018, ați devenit cetățean de onoare al orașului Petroșani și tot în același an ați participat acolo la ceremonia de inaugurare a cinematografului Șerban Ionescu. Ați spus atunci așa. Sunt o fiică a Petroșaniului, adoptată, așa cum și Șerban a fost fiu adoptat al Petroșaniului. Aici am început cariera noastră de artiști, am făcut faimă cu arta noastră în toată țara și este foarte frumos să te întorci la începuturi. În perioada comunismului, începuturile actorilor aveau loc de regulă în teatrele de provincie și mulți dintre ei s-au plâns de condițiile grele în care trebuiau să trăiască și să urce pe scenă. Pe de altă parte, astăzi, în lipsa repartițiilor, sunt mulți actori fără carte de muncă și fără un venit stabil. Printre ei se află chiar și fiul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce ați schimba dacă ați lua-o de la capăt? Ce aș putea să schimb? Nu știu. E o întrebare care mă întrebam dacă o treci la roșu, verde, albastru. Am vorbit de curcubeu, nu e aici cazul. Nu mă așteptam să pomenești de situația asta lui Carol, dar ce să schimb? Eu zic că am evoluat fericit. Erau niște vremuri, deși așa vitrege, Petroșanul ăla nu era deloc încântător, nici acum nu te-ar încânta să trăiești și să locuiești acolo pentru o vreme, adică cum eram noi în stagiatura asta, ne duceam, ne întorceam. Lui Șerbani se mai spunea de către caricaturistul Ion Barbu piele lungă, drum de fier, pentru că era chiar și caricatura într-un chipa într-un vagon de tren pe care scria CFR Șerban. Și noi am trăit așa, eu și cu Claudiu am făcut navete, doamne, doamne, ce de povești triste și ce frigăraie am îndurat pe acolo și în teatrele unde am jucat așa în turneele pe care le făceam, dar ce să schimbi? Poate că formula asta pe care noi am trăit-o de a fi obligat să primim undeva un loc de muncă era mai sănătoasă. E așa cum lipsește băieților armata. Pentru că nu mai știm, ei nu mai știu nici să-și facă patul, nici poate să-și facă bocancii, așa vorbim în ghilimele. Dar acele vremuri aveau o să zicem, un rost în contextul ăla. Eu n-am cum să le schimb, e o întrebare așa ipotetică, da? Sigur, ce aș putea schimba? Nimic, dar cred că mi-a fost de folos. Eu am avut totdeauna ocazia asta să fructific ceea ce îmi primesc, să fac rai din ce mi se dă. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Între anii 1982-1985, ați jucat la Teatrul din Petroșani, alături de Claudiu Bleonț, în piesa Un bărbat și mai multe femei, în care interpretați 8 personaje, metamorfoze ale 8 tipuri diferite de femei. Ați jucat piesa și la Buzău în 2012 și nu a fost primită tocmai bine nici de public, nici de presă. Ziariștii au criticat aspru prestația dumneavoastră și a lui Claudiu Bleonț, notând că ați apărut pe scenă în diferite poziții sexuale și că ați folosit un limbaj vulgar. În 1992, în filmul Dragoste și apă caldă, ați apărut nud într-o scenă de sex. Vreau să știu când se termină arta și începe vulgaritatea. Urmează întrebarea roșie. Care sunt limitele dumneavoastră pe scenă? Da, nu știu dacă nuditatea era problema, la mine cel puțin. Ele au fost în zona tinereții și, ce să zic, erau firești, erau secvențe care aveau un suport în scenariu realist. Adică nu erau anapoda, nu erau făcute de dragul de a fi goliciune în film. Nu era prea mare, să zic așa, pentru cei care vedeau. Nu era exagerat ceea ce există în filmele astea. Și în privința
spectacolului și a comentariilor, de multe ori, în ceea ce mă privește, cred că e vorba de felul în care privește ochiul vulgar. Adică am avut totdeauna oroare, să zic, e cuvântul cel mai potrivit pentru lucrurile vulgare și niciodată nu le-am cultivat și nici nu le accept, dar anumite situații și puse în contextul acelui scenariu, acelor ani, a felului în care eram tânără, mi se pare că a fost artă. Adică e greu de explicat, așa cum le explic eu acum sponsorilor care ne-au susținut, că ceea ce am făcut pentru alții, nu pentru mine sau pentru noi, efectiv. Dar această nuanțare e foarte greu de explicat. E foarte bine ca cei care vin și văd, publicul este foarte diferit, să-și trăiască părerile lui și lor și să noi să ne vedem de treabă încercând să ținem sus steagul acesta al artei și al creatorului. Mulțumesc. Continuăm cu întrebare roșie. Ați recunoscut că în primii ani de actorie erați invidioasă pe multe colegi de breaslă pe care le considerați mai frumoase ca dumneavoastră și credeați că acesta este unul dintre motivele pentru care ele se bucurau de succes. De altfel, în 2011, la evenimentul de lansare al filmului Ursul de Dan Chișu, spuneați că de-a lungul timpului nu ați fost distribuită în roluri principale pentru că erau preferate fetele blonde cu ochi albaștri. Dincolo de tipologii, considerați că imaginea este importantă și acesta a fost unul dintre motivele pentru care dumneavoastră ați ținut toată viața regim. Urmează întrebarea roșie. Ați fost refuzată din cauza aspectului fizic? Nu. Totdeauna sunt, cum se cheamă, destul de multe actrițe, tipologii, așa ca să poți să îți alegi așa ca să poți să-ți alegi din pleiada de tipologii actrița, actorul potrivit. Așa că nu cred că am fost refuzată, nici n-am fost pusă la, eu știu, un regim din ăsta disperat de a ține dietă. O țin pentru că mi se pare bine, e sănătos să fii mai suplu și mai aproape de gabaritul pe care, eu știu, îl aveam în tinerețe. Am făcut efortul ăsta, mai ales după ce am născut. Nu mi-a reușit întru totul, dar am grijă și nu mănânc orice. Nu sunt, să zic, nu exagerez cu viața mea de noapte. Sunt o persoană decentă care, acum vorbind de greutate, sigur că mi-aș fi dorit să am o talie mai subțire, dar acum, la vârsta mea, consider că trebuie să mă bucur de ceea ce primesc, cum se spune, pentru vârsta și calitățile mele pe care, eu știu, trăgând linie, le adun. V-ați fi dorit să arătați altfel? Mi-aș fi dorit să fiu mai slabă, da, cred. Adică, dacă ar fi să mă gândesc la greutatea pe care aveam și care era de 58 de kilograme la 1,71, mi se părea foarte potrivită. Mergea și pe la cifra de 62 de kilograme, dar cu timpul, cred că vrei, nu vrei, femeile de la o vârstă nu mai pot avea control. Ce știu sigur și vorbeam cu un medic specialist, că cea mai bună dietă e foamea. Iar noi, în secolul ăsta, rare ori mai apucăm să ne fie foame. Mâncăm aiurea, mâncăm des, mâncăm orice, mâncăm neatent și din cauza asta nu suntem așa cum trebuie, din cauza noastră. Voința e totul. Mulțumesc. Continuăm. Vă citesc. Parcă nu ai nevoie de așa de mult talent în meseria noastră, cât este nevoie de seriozitate. E ca la armată.
Unii actori par condamnați să joace în toată cariera doar o anumită tipologie de personaje, pentru că în acea zonă au fost încadrați încă din facultate, deși ei și-ar dori, poate, să încerce să evolueze și într-un alt registru. Dumneavoastră ați spus așa: rolul vieții mele este Don Quixote. Mă regăsesc în mentalitatea lui, în felul ăsta a lui de a fi temerar și visător, pentru că Don Quixote nu este un personaj feminin sau masculin, este o modalitate de a trăi, un fel de a fi. Iar eu sunt o temerară și o persoană de forță, dar în același timp fragilă și vulnerabilă. După cum se știe, în cel mai cunoscut episod al operei lui Cervantes, Don Quixote se luptă cu morile de vânt, pe care, în închipuirea lui înfierbântată, le luase drept adversari. Urmează întrebarea: de câte ori v-ați luptat cu morile de vânt? E ceva legat de aerul condiționat, cred. Ăsta e idealul, să te lupți cu morile de vânt. Adică să-ți pui totdeauna o țintă mai sus decât ai crede că reușești, să încerci să deschizi drumuri, că de fapt cam asta e. Ideea de a fi personal, de a fi... Nu neapărat așa să dai unicitate. Tu ești oricum, fiecare dintre noi are o unicitate pe care i-a dat-o Dumnezeu și trebuie să o accepte, ca să zic, nu trebuie să se laude cu ea sau să fie așa cel care profită de ea, dar suntem, cred, am pierdut firul. De câte ori v-ați luptat cu morile de vânt? Păi ce aș mai putea să spun despre faptul că m-aș lupta cu morile de vânt? De câte ori m-am luptat cu morile de vânt? M-am luptat cu morile de vânt. Poate fiecare rol e o astfel de situație. Poate ocaziile astea ale mele mai proaspete așa în memoria mea de a reuși să fac festivalul ăsta Șerban Ionescu. Au fost și ele niște mor de vânt, pentru că nu ne-am dus la un loc potrivit. A trebuit să le găsim pe toate, să le inventăm. Adică am ajuns acolo unde se ține festivalul de 2 ani, la 2 mai, prin invitația pe care ne-a făcut-o primarul localității Limanu, Dan Georgescu, și a fost o situație pe care n-am țintit-o. A trebuit să o căutăm. Acum, asta nu e chiar o luptă. Vă dau timp. O luptă cu morile de vânt. A fost o ocazie fericită, egida Ministerului Culturii, care ne-a susținut, dar restul, toate, sunt niște mori de vânt cu care tu trebuie să te lupți, care țin de mentalul unor oameni, care nu înțeleg ce înseamnă să susții cetatea sau evenimentele artistice în cetate. Că sponsorizarea, de fapt, nu înseamnă o dăruire chiar a ta, ci doar o obligație pe care tu, prin... Acum vorbesc tehnic, impozitul pe care îl dai către stat, te gândești că vei da o parte și artiștilor. Și ce poate să fie mai frumos decât să dăruiești celorlalți? Și dacă ceilalți se numesc artiști, cu atât mai mult. Mulțumesc. Mergem mai departe. Presa a notat că l-ați întâlnit pe Șerban Ionescu când era studentă, iar el obișnuia să ia parte la cursurile susținute de Amza Pelea. Apropierea s-a produs în timpul filmărilor pentru Imposibila iubire, pelicul în care Șerban Ionescu juca rolul principal. După o singură noapte de filmări, actorul era convins că iubirea dintre el și dumneavoastră nu doar că nu e imposibilă, ci și că poate dura toată viața, iar la puțin timp v-a cerut de soție. Vestea că tânărul sex simbol, actorul înalt și șarmant, cu o carieră promițătoare, se va căsători cu dumneavoastră, a creat rumoare în rândul admiratoarelor sale, care evident nu erau deloc puține. De altfel, și dumneavoastră ați declarat așa: nu mă gândeam că o stea a cinematografiei se va uita la mine. Am fost aleasa. Urmează întrebarea: cum l-ați cucerit pe Șerban Ionescu? Am fost aleasă. Așa e frumos să fie o fată, o femeie, să fie aleasă. Cred că cu naturalețea și cu faptul că toate întâlnirile astea care au precedat noaptea aceea de filmare de pe malul Oltului au fost sub semnul unor întâlniri la
clasă la profesorul Oamza Pelea, situații în care ne-am amuzat împreună, am fost fără niciun fel de grijă că cineva se uită atent la mine sau că va urma să am vreo întâlnire la ceas la universitate cu alesul inimii sau, eu știu, să scriu scrisori, că pe vremea aia se mai scriau, sau să vorbesc la telefon. La noi a fost foarte repede, adică etapa asta în care el ne vizita a însemnat pentru noi o cunoaștere, dar momentul în care el a zis te cer de soție a fost imediat, a fost, nu poți să-i spui cu de fudră, dar până una alta îmi dau seama că și eu gândesc și așa acționez. Sunt foarte, să zic, hotărâtă când vreau să fac ceva. Caut, studiez, cântăresc, discern și când am zis, am ales, e sigur. Chiar cu riscul de a fi o alegere greșită. Mulțumesc. Continuăm. Actorul Claudiu Bleon s-a povestit că ați trecut prin momente cumplite la începutul anilor 80, când ați suferit un avort spontan în timp ce vă aflați în turneul la Deva. De altfel, și dumneavoastră ați mărturisit că ați pierdut mai multe sarcini și că pentru a aduce pe lume un copil, ați mers de nenumărate ori la doctor, ați apelat la tratamente și la proceduri de creștere a fertilității la Sovata. După 13 ani pe care i-ați resimțit ca pe o perioadă de penitență, ați născut pe cale naturală un băiat pe care l-ați numit Carol. Considerați că o casă cu mai mulți copii este o casă de oameni fericiți și ați mărturisit că v-ați fi dorit să puteți retrăi miracolul nașterii. Carol a rămas însă singurul fiu al familiei, iar dumneavoastră v-ați bucurat de fiecare moment în rolul de mamă. Vă citez. Exercițiul de a fi părinte este o demnitate care te nobilează. Anii în care am tot așteptat să primesc această demnitate au fost pentru mine o suferință. Tot vrei să ajungi undeva și nu ajungi. Urmează întrebarea. V-ați pierdut vreodată speranța? Nu. Am gândit că sunt alte soluții. Adică foarte mulți, și chiar și în familia mea, sunt astfel de situații. Când nu au copii, înfiază copii. Sau ce am învățat de la alți prieteni, rude, oameni care s-au aplicat atent asupra celor care au nevoie, este a-ți vedea și a fi aproape de aproapele. Adică la propriu, nu doar cu vorba. Să îl iubești și să ai grija lui. Când dai un copil, lucrul ăsta e, cum s-ar spune, la pachet. Deci e totul atât de viu, atât de imediat, încât nu poți decât să fii aproape de copilul tău. Dar dacă faci așa o analiză, îți dai seama câte anomalii sunt pe lumea asta și cum alți oameni care au darul ăsta de la Dumnezeu nu-l apreciază, nu-l fructifică. Și, cum ziceam, poate că era bine să am mai mulți copii, dar cred că am trăit așa perioade de egoism în care m-am gândit și la meseria asta, care tot timpul este geloasă și lucrează la propriu, adică ce-ai fi făcut să faci încă un copil, iar erai însărcinată, iar nu puteai să participi, pentru un bărbat e mai ușor. Dar dacă vreți un exemplu așa pe care l-aveam în minte tot timpul, era Meryl Streep, care are 4 copii și care văd că așa, dacă tragi linie și adun la ea acolo, e totul pe plus. Și la roluri și la familie. Adică se poate. Vă îndemn, auzind și vorbind despre lucrurile astea, să vă dau timp, să vă bucurați de a avea copii și de a duce, să zic, politica asta în familie, pentru că până la urmă ea se stabilește între el și ea, nu este doar voința unuia dintre ei. Și semnul cel mai clar este iubirea. Dacă există iubire, atunci pot fi toate împlinite așa cum trebuie. Și Dumnezeu așa vrea de la noi. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie.
Aveați 24 de ani când v-ați măritat și ați mărturisit că ați fi acceptat cererea în căsătorie și dacă l-ați fi întâlnit pe Șerban Ionescu când aveați 18 ani. Sunteți de părere că într-o familie bărbatul este stâlpul casei, dar cea care conduce este de fapt femeia. V-ați descris ca fiind o soție tolerantă, maleabilă și dispusă să ierte și să uite, dar și foarte drastică atunci când situația o impune. Având o căsnicie care a durat mai bine de un sfert de secol, ați dezvăluit secretul. Vă citez. În viața mea am învățat să tac. A număra până la 10, a fi îngăduitor, a fi prieten, toate acestea sunt soluția pentru a ține o căsnicie. Urmează întrebarea roșie. Care a fost prețul tăcerii în căsnicia dumneavoastră? Prețul tăcerii? Cred că a fost... Prețul tăcerii a fost... Liniștea în familie, sau cum să zic. Dacă am învățat să tac când trebuie sau să număr până la 10, am eliminat anumite ocazii în care lucrurile n-ar fi luat cursul, să zic, favorabil. Ca, eu știu, călătoria de aici la Constanța, ea poate să fie plină de surprize, pot fi accidente, pot fi opriri, poate fi ambuteiaj. Așa e și călătoria asta noastră împreună când ești căsătorit. Sunt tot felul de surprize pe drum și felul în care acționezi, reacționezi, tactul cu care ai discernământul să împlinești momentul de criză este benefic familiei. Și eu cred că ăsta a fost prețul. Faptul că am trăit o căsnicie lungă și că, așa cum se spune, doar până când moartea ne va despărți, și așa a fost la noi. Și visam cu Șerban foarte des, ziceam ce bine ar fi să ajungem și noi, mergând prin parc, vedeam bătrâni ținându-se de mână, așa ca în poeziile astea ale noastre, parcă în Topârceanu, nu știu. Văd bătrâni ținându-se de mână. Un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, merg ținându-se de mână. Am apucat zilele astea. Șerban a plecat mai devreme. Suntem în aceste legături indestructibil legate. Deci ele, deși eu știu, este lumea de dincolo, vă dau timp. Tu totdeauna vei fi legat de cel cu care ai trăit. Și ce vrei mai mult decât atât, copilul care este rodul dragostei în sânul unei familii. Și cu cât, așa cum ziceai în întrebarea mai de dinainte, cu cât sunt mai mulți, cu atâta ești mai bogat. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2010 a șocat informația din presă conform căreia Șerban Ionescu divorțează de Magda Catone sau că Magda Catone divorțează de Șerban Ionescu. În ceea ce privește motivele despărțirii, unii jurnaliști, citându-l și pe prietenul noastră Claudiu Blonț, notau că soțul vă înșela, venea băut acasă și uneori era chiar violent. De cealaltă parte, Șerban Ionescu v-a acuzat că dumneavoastră era cea care îl înșelați cu un bărbat mult mai tânăr. Din oricare tabăr am privi, motivul vehiculat a fost infidelitatea. Aș vrea să-mi spuneți când a început să vă fie greu în căsnicie. Urmează întrebarea roșie. De ce ați vrut să divorțați de Șerban Ionescu? Am încercat să-mi păstrez căsnicia. Și atunci am zis că trebuie un duș rece, ceva care să-l lămurească că ceea ce face nu e potrivit cu calitatea lui de soț iubitor și că accidentele pe care le trăiește și se răsfrângă asupra liniștii familiei trebuie să eliminate. Și atunci am hotărât să divorțez, ca să îl fac să se cutremure din temelie. Asta am încercat să fac. După aia, povestea s-a nuanțat. Probabil că lucrurile n-au primit totdeauna aceeași monedă. Pleci la, să zicem, luptă, pleci pe teren și nu știi cum și ce
Acum vorbim în termeni ăștia de duritate. Nu știi ce armament să folosești. Dar sunt și așa am plecat eu ca într-o aplicație. Nu m-am gândit la o finalitate în care despărțirea noastră să fie clară sau definitivă. Am vrut să fac o buclă, cum se numește, și să încerc să îi pun oglinda în față și să văd dacă poate să examenul ăsta de conștiință să-l zdruncine și să-l facă să fie cine a fost până atunci. Mulțumesc. Divorțul nu ar fi căpătat o asemenea amploare în presă dacă Șerban Ionescu nu ar fi fost diagnosticat între timp cu o boală incurabilă. Pentru că informațiile despre divorț, dar și despre boală și mai târziu decesul actorului țineau continuu prima pagină a tabloidelor și fiecare detaliu era disecat la nesfârșit, mai multe persoane publice au luat atitudine. O citesc pe actrița și regizoarea Iarina Demian, mama lui Tudor Chirilă. Bărbatul a căzut, răpus de o boală nemiloasă, iar vânătorii de senzații l-au asistat până și-a dat ultima suflare și au smuls tot ce avea mai de preț, amintirile. Femeia a rămas în picioare, privind în urmă la viața lor. Vânătorii de senzații au pus câinii să latre și pe nebuni să arunce cu piatra, cu multe pietre. Au lovit-o, au murdărit-o, au călcat-o în picioare, pe ea și iubirea lor și au scris pe spatele ei târfă. Vreau să știu dacă publicul are dreptul să se amestece în viața privată a artiștilor. Urmează întrebarea. Avea cineva dreptul să arunce cu piatra? Legile date de Iisus spune că nu. Adică legea asta pe care a propus-o Iisus spunând cel care n-are niciun păcat să ridice piatra și să lovească, tocmai la asta se referă, la examenul de conștiință pe care trebuie să ți-l faci. Citindu-mi, eu știu, apărarea pe care mi-a făcut-o Iarina, îmi dau seama că am uitat niște pasaje din ea și că a fost foarte aproape de mine, mai mult decât atât în ziua când Șerban a fost depus la Teatru Național, ca într-o experiență Big Brother. Televiziunile s-au așezat cu tunurile la intrare. Răposatul director Ion Caramitru le-a îngăduit să facă asta. A fost și acolo o târguială la porțile cetății și ne-am disputat, să zicem, poziția. Eu ca aparținătoare, el ca proprietar, șef, ce era firesc al instituției și am considerat potrivit să las să se împlinească ceea ce era înscris în programul nostru dinainte. Spectacol pe scena de alături, în sala Arcub, unde am părăsit Big Brother-ul, care în direct ne arăta cum oamenii vin la Teatrul Național să își ia rămas bun de la Șerban, și Magda, care ar fi fost pusă în situații anapoda, și am părăsit acest studio și m-am dus pe scena teatrului, acolo unde aveam pregătit programa spectacolul, că după cum știi, spectacole sunt puse în program cu mult înainte, nu știam ce ne va oferi viața, nu știam că va fi momentul în care Șerban va trece la Domnul. Și atunci zic eu că a fost o alegere bună și acolo am întâlnit-o pe Iarina. Am jucat într-un spectacol în regia ei și pe scenă m-am simțit ocrotită, m-am simțit cumva salvată și a fost o ocazie pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o ca să nu rămân în acea, să zicem, lapidare pe care se bucurau să o facă și să trăiască în formula asta de Big Brother, care este, să zic, la ordinea zilei. Mulțumesc!
Rămânem aici. Pe 21 noiembrie 2012, Șerban Ionescu înceta din viață la numai 62 de ani. Funeraliile au avut loc la cimitirul Belu din București, actorul fiind înmormântat cu onoruri militare pe Alea Artiștilor. Odată cu moartea soțului dumneavoastră, a încetat și procesul de divorț, iar la ceremonia de înmormântare, presa v-a fotografiat stând alături de soacra și de fiul dumneavoastră, care avea atunci 17 ani. Dacă fiul dumneavoastră a afirmat cu regret că Șerban Ionescu a murit exact în perioada în care ei începeau să se cunoască cu adevărat ca adulți, dumneavoastră ați mărturisit că băiatul îi seamănă perfect tatălui. Vă citez. Prin Carol, fiul nostru, eu am senzația că Șerban e cu mine. E o prelungire așa de frumoasă. Urmează întrebarea. V-ați împăcat cu moartea lui Șerban Ionescu? Da, am trăit pas cu pas lucrul ăsta. Mă gândesc acum la prieteni dragi care sunt bolnavi și retrăiesc momentele în care mergeam la biserică, la Sfântul Nectarie și alături de el începuse și el să se adâncească în suferința asta. Era și fizică, dar și conștiința că boala o să-l doboare, pentru că diagnosticul ăsta era foarte clar și... Cum se spune, numai o minune dumnezeiască, numai că dacă citești din rugăciunile pe care le citesc toți oamenii care sunt puși în situația asta, o să găsești un condac în care afli că voința lui Dumnezeu e peste toate astea și că boala și până la urmă viața asta noastră este doar o ocazie în care călătorim alături și de voi, de noi, eu acum cu tine, am fost alături de Șerban, sunt cu fiul meu în alte drumuri, călătorim alături de oameni dragi sau pe care vrem să-i ținem aproape, dar Dumnezeu are planul lui și e atât de puțin ceea ce știm noi și dorința asta noastră de a ne pune sufletul în palme în fața lui Dumnezeu este cea mai favorabilă, onestă și favorabilă ție ca situație. Așa trebuie să facem. Să ne supunem și să zicem e voia ta, Doamne. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Îl citesc pe fiul dumneavoastră. S-au împlinit 10 ani de la moartea tatălui meu. Mi-a fost pe rând dor de el, l-am admirat, l-am idolatrizat, l-am urât, l-am blestemat, l-am batjocorit, l-am iertat, l-am iubit, ca acum să-mi fie din nou doar dor. Mult dor de el. Urmează întrebarea roșie. Vă este dor de Șerban Ionescu? Ziceam că nu-l visez decât rar și așa se întâmplă. Nu știu, câteodată aproape în preajma zilei lui, să zicem, sau la sărbători. Ultima dată l-am visat îmbrăcat într-un pulover roșu și oferindu-ne mie sau nouă parcă un fagure de miere. Și m-am trezit foarte bucuroasă, știi? Nu știu dacă mi-e dor de Șerban. L-am pe Carol. Și cum spuneam, e o prelungire a lui Șerban și cultiv aici la el. Este foarte frumoasă relația mea cu el. Am un sentiment de perfecțiune, pentru că relația la o anumită vârstă între mamă și copil, cum e cazul meu, mamă și fiu, mă hrănește în toate, să zic, compartimentele. Nu simt nevoia să mai am altfel de comunicări și altfel de taine sau în afară de pisicul care este, poate în fiecare casă, coteul de mângâiere. Relația mea cu Carol este completă. Mă hrănește total. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Îl citesc pe regretatul Mircea Albulescu. Nu am jucat, mă, toți cu morții pe masă? Nu jucăm toți când ne mor părinții, când ne mor oamenii cu care am crescut? Maestrul a pus aceste întrebări retorice, discutând cu presa despre unul dintre cele mai grele momente din viața dumneavoastră, sâmbătă, pe 24 noiembrie 2012, după ce, după amiază, v-ați înmormântat soțul, ați plecat la cimitirul Belu, direct la Teatrul Național, ca să jucați în comedia Molto Gran Impresione.
Apoi, duminică, pe 25 noiembrie, ați urcat din nou pe scenă pentru spectacolul Sânziana și Pepelea. Și alți actori, invitați aici la 40 de întrebări, au povestit despre momentele cutremurătoare în care au fost nevoiți să joace rolul în spectacole în timp ce sufletele lor plângeau după dispariția cuiva drag. Regizorul Dan Tudor a spus că există o regulă nescrisă în rândul actorilor, îl citez: dacă un actor nu apare la spectacol, trebuie să-l cauți fie la spital, fie la morgă. Urmează întrebarea roșie. Ce v-ar putea opri să urcați pe scenă? Nu știu, să pierd memorie, probabil, să știu unde mă aflu. Să nu mai știu cine sunt. Poate o emoție cumplită, ceva, nu știu. De obicei nu se întâmplă. Adică dacă ești o persoană cât de cât civilizată, începi să te retragi din meseria asta la timp. Dar tu nu în sensul ăsta m-ai întrebat. Adică ai făcut un pat așa de pregătire și mă întreb parcă altceva. E dureros să ți se întâmple așa, dar să știi că foarte mulți am trăit asta. Ce a zis Dan, mi-ai adus aminte, spunând, a evocat un lucru pe care cred că ni l-a spus poate Amza la clasă. Și, într-adevăr, dacă un actor așa profesionist bun întârzie, trebuie să te gândești că poate a murit de n-a ajuns la teatru. Nu cred că ar împiedica ceva să urc pe scenă. Mă gândesc serios la lucrul ăsta pentru că am o vârstă la care, fiind deja pensionară de câteva luni, mă bucur să mai joc la Teatrul Național, unde sunt actriță de 23 de ani. Sunt invitată să fiu și în alte spectacole, într-un musical în regia lui Răzvan Mazilu. O să fie premiera în octombrie, Full Monty, o să fie ceva special pentru mine și poate și de asta să zic că spuneam că îmi pare rău că n-am făcut mai de mult musical sau spectacole de felul ăsta. Am calitatea asta de a cânta bine, dar atâta vreme cât nu repeți, cât nu muncești în sensul ăsta, nu pot să o scoți la liman, nu pot să rezolvi sau să apari într-un spectacol doar cu cântatul tău din baie. Dar vă dau timp. Să mă opresc, să joc sau să fiu pe scenă, cred că ține de o anumită decență. Nu este, să zic, doar moartea cea care te oprește să pășești acolo. Poate că e o evaluare, să zicem, bună, corectă, care ține de vârstă, de senectute, de serenitate, care te face să zici nu, până aici. Mulțumesc. Continuăm. Moartea soțului dumneavoastră nu a stins interesul presei. În anul 2013, atunci când a scăzut de pe scena unde urma să primiți un premiu, ziariștii nu au ezitat să comenteze cu ironie că ar fi vorba de un semn pe care vi l-a trimis regretatul Șerban Ionescu. Citez din presă: din cauza că nu s-a îmbăcat cu el înainte de a deceda, dar și ca o avertizare că pe 16 noiembrie, când va fi parasasul de un an, Magda să facă cele necesare. Un an mai târziu, în 2014, presa o cita pe soacra dumneavoastră, care fusese deseori fotografiată în compania presupusei partenere din ultima perioadă de viața soțului dumneavoastră, acuzându-vă că nu o vizitați niciodată. Ați tratat tot ce vi se întâmpla cu calm și răbdare, păstrând discreția. Urmează întrebarea: cât timp ați fost bântuită de presă? În orice caz, lunile alea de boală ale lui Șerban, cum ziceai, am fost pe prima pagină sau pe știri și în fiecare zi. Multă vreme și într-un foc de ăsta continuu care te epuizează, numai că, cum îți spun, mi-a dat Dumnezeu puterea și să tac și să înțeleg cum să deznod acest interes anapod, da, tras de păr al celor de la orice ziar sau orice televiziune. Și într-una din ocazii, când mă urmărea disperat un reporter care tocmai, cum zicea
Și comentariul tău, i-a dat Dumnezeu un semn, era să cadă în nas, că s-a împiedicat de nu știu ce piatră pe drum. Am zis la întrebarea, de ce nu ne răspundeți? Voi pentru mine nu existați. Și în momentul ăsta îți faci un ecran în care aura asta te ocrotește, te protejează. Totul e să crezi că nu există ceea ce te deranjează. Adică să te delimitezi de rău. Și cred că asta este una din soluții. De câte ori ai o durere sau ceva care te... un spin în talpă, scoate-l. Dacă e un spin sau dacă locul în care te afli nu ți-e favorabil, pleacă de acolo. Călătorește către alt loc, poate chiar așa fizic vorbind, către altă țară. Și sigur lucrurile se vor schimba. Câteodată se adună așa ca o energie care e nefavorabilă și trebuie să ieși din cer cu ei. Cred că asta m-a ținut pe mine bine și am rezistat. Mulțumesc. Continuăm. Fie că ați fost surprinsă de paparații alături de o prietenă la restaurant, fie că ați fost fotografiată la evenimente precum lansarea filmului Cel ales în 2015, ținutele dumneavoastră au fost catalogate de presă ca o catastrofă stilistică sau un pom de Crăciun. Jurnaliștii v-au amendat în 2015 și pentru că ați ales să purtați papuci de casă la petrecerea aniversară a unei reviste autohtone pentru femei. Tonul folosit de jurnaliști s-a schimbat însă 4 ani mai târziu, când ați impresionat prin apariția la Gala Premiilor Gopo 2019. Citesc din presă. Cu o schimbare de look uluitoare, Magda Catone a fost una dintre aparițiile serii. A slăbit mai bine 10 kg și a purtat o rochie roșie scurtă care îi venea caturnată. Urmează întrebarea. Când v-ați simțit cel mai bine în pielea dumneavoastră? Totdeauna. nu fac un exces din asta. Sigur că e frumos și trebuie să te pregătești și să ai calitatea asta de a privi și din afară. Adică de a te privi în oglindă. Numai că interesul meu pentru ținute ar fi fost pentru mine potrivit să vină invers. Știi? O cheltuială pentru schimbare, așa cum vedeam noi, eu știu, divele, așa, pe vremea când de-abia începuse televiziunea pro sau mai știu care să aibă, erau considerate cele mai interesante, adică nu mai erau actorii, nu mai erau alți artiști, erau cele care prezentau știrile la televiziuni. Și felul în care ele erau îmbrăcate era bine, era de calitate sau era bine apreciat, doar că nu venea dintr-o cheltuială personală, iar eu niciodată n-am ținut la asta și nu mi s-a părut corect să cheltuiesc bani mulți pentru asta. Sigur că cu bun gust poți să te îmbraci cu lucruri mai puțin costisitoare și poate că aveau dreptate, că nu eram totdeauna așa atentă la asta, dar m-am îmbrăcat să mă simt bine. Dacă am purtat și eu știu ce papuci, lucrurile astea se întâmplă pentru că eu vreau să forțez nota câteodată, adică vreau să fiu extravagantă. Probabil că nu mi-a reușit, dar rochia aia roșie de care zici chiar nu mi-aduc aminte și nu cred că am făcut ceva special ca să mă îmbrac în seara aia cu rochia roșie. Dar sună bine, mi-a plăcut. E un compliment, îl păstrez. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. După mulți ani în care ați apărut mai ales în roluri secundare, norocul vi s-a schimbat în 2015 când ați început o colaborare cu regizoarea și scenarista Ivona Boitan, care v-a încredințat rolul principal în piese precum Magie într-un pahar cu apă, Sarmale cu dragoste sau Butoiul cu fericire. Vă citez. Este o legătură mai veche a mea cu ea, sunt chiar nașa ei de cununie și asta nu ne-a legat peste ani, dar ne-am reînnodat povestea și nu am avut niciodată o așa colaborare ca acum în plan profesional. Aici, la 40 de întrebări, noi suntem obișnuiți să discutăm mai ales de cumetriile din politică. Uh-huh. Urmează întrebarea roșie. Cât ajută cumetriile în teatru? Ajută în măsura în care sunt fructificate cu, să zic, personalități. Acum
calific situația mea cu o pretenție intelectuală puternică. Și lucrurile astea sunt până la urmă reușite. Adică dacă lucrurile sunt doar la nivelul unei cumetrii din astea în care câștigi ceva, nu știu, pur și simplu ocazia de nuntă sau mai știu eu, ele sunt lucruri care se dizolvă, se pierd. Dar în situația asta pe care ai pomenit-o, eu am cu Ivona, care mi-e fină, o relație foarte bună și am fructificat-o prea puțin, pentru că a trăi într-o lume din asta a banului și în care noi am încercat să facem teatru independent sau spectacole independente sau chiar emisiuni, e foarte greu să răzbești. Acum, ce să zic, m-ai făcut să-mi aduc aminte și să mi se iarăși cumva renască gândul ăsta că aș vrea să mai fac cu Ivona ceva, să facem ceva împreună. Dar pentru reușită, feedback-ul ăsta pe care l-ai de la cel cu care te însoțești este foarte important. Feedback-ul este, de fapt, felul în care tu te cizelezi, felul în care crești, felul în care înveți să renunți la anumite lucruri, să targetezi puternic către o anumită direcție, atâta vreme cât cel cu care îți stabilești această relație este intelectual bun sau superior. Adică, eu mă gândesc că sunt lucruri care trebuie să vină din zona asta, de pretenție, de, cum se mai spune așa, poate exagera vorbind, să faci lucruri mărețe, să nu faci orice, doar să zici că ai bifat. Mulțumesc. Continuăm. În 2017 ați debutat în calitate de regizor cu piesa Neveste de fotbaliști, o comedie de moravuri scrisă de Ivona Boitan, care s-a jucat în cadrul reprezentațiilor de tip dinner and show. Apoi, în 2019, la 60 de ani, ați terminat un master de regie. 3 ani mai târziu v-am regăsit pe afișul spectacolului Bolta Cerească, în regia lui Gelu Colceag, atât ca actriță, cât și ca asistent de regie. Înainte însă de a vă îndrepta spre acest domeniu, spuneți așa: pentru regizor e mai lesne să te distribuie în ceva ce știu că poți să faci sau într-un gen de rol în care te-au văzut deja. După o anumită etapă a vieții, rolurile vin legate, fac parte dintr-o aceeași categorie. Vreau să știu dacă v-ați hotărât să faceți studii de regie ca să nu mai stați la mâna regizorilor pentru un rol principal. Urmează întrebarea: v-ați luat destinul în propriile mâini? Da, numai că, vezi, eu vreau să fiu rolul principal semnând regia, pentru că oricare dintre actorii buni, de fapt, sunt și, sau au pretenția de a fi și regizorii spectacolului, așa, în ascuns, pentru că trebuie să te plasezi în sânul echipei și în mijlocul unui demers care are o larghețe. Trebuie să știi cum ești partea din puzzle, proiectat, așezat, unde ți-e locul. Iar eu am sentimentul ăsta mai din vechime și am încercat să-l împlinesc cu gândul că, fiind la clasa profesorului de pe vremea aceea, colegul și dragul meu, Ducu Darie, am vrut să aprofundez, să învăț mai mult despre asta și să pot să am controlul ăsta, pentru că mă fascinează și îmi place să evoluez. Evoluez oricum. Dar am evoluat condus. Am vrut să stabilesc o specializare în zona asta și să fiu nu actriță în propriul meu spectacol, în regia mea, ci să fiu regizoare pentru alții și să conduc o trupă, nu neapărat asta, nu înseamnă mulți actori, înseamnă poate o trupă mai mică, pentru că e foarte greu să faci un spectacol și să miști mase, nu mai zic de așa marele regizor Purcărete, care are această faimă că are spectacole grandioase cu foarte mulți actori. N-am să ajung niciodată, deși am această titulatură, o regizoare mare, dar îmi place foarte mult exercițiul ăsta și mă bucur să-l fac și vreau să-l împlinesc. Am notat. Mulțumesc.
Continuăm. De pe scena teatrului, în 2020, ați pășit și pe scena politică. V-ați alăturat membrilor PNL, bucurându-vă de încrederea cetățenilor din sectorul 2 al capitalei, vă citez. Sunt fericită că oamenii m-au ales consilier și promit să aduc un plus valoare la proiectele care se vor demara. Sunt convinsă că putem schimba lucruri, putem reclădi sectorul 2 și putem reda zâmbetul cetățenilor. Ați fost propusă și pentru postul de viceprimar al sectorului 2, însă în noiembrie 2020 presa nota că ați fost fentată și nu ați mai ajuns să ocupați această funcție. Vreau să știu dacă aveți carnet de partid și ce proiecte ați propus în beneficiul cetățenilor. Urmează întrebarea. Cu ce vă lăudați la primărie? În calitatea mea de consilier încerc să fac ceea ce știu eu cu expertiza mea de actriță, regizor și om al cetății. Vreau să fac lucruri care să servească cetățeanul. Acum sunt lucruri spuse așa, e o vorbăraie, toată lumea spune asta, toate platformele seamănă între ele, toată lumea vrea să dea cetățeanului să facă, numai că pe culoarul meu aș fi putut și aș fi vrut să fac lucruri legate de cultură și de creșterea acestui nivel în, să zicem, sânul sectorului 2. E foarte subțire ceea ce se întâmplă. Tot timpul anumite proiecte pe care le-am propus sau... Cum ar fi? Dați-mi un exemplu. Am făcut, așa cu mare greutate, un spectacol despre Eminescu. Cum ar fi Eminescu, zic eu, în calitatea noastră de români, așa profund patriot și eu, în calitatea mea de om de cultură, niciun teatru, niciun, să zic, nicio zi de a culturii sau 15 iunie, pomenit în calendar ca ziua lui Eminescu, să nu fie fără un spectacol sau o ocazie în care să se amintească de el. Până la urmă am reușit să fac un spectacol, dar pregătirea mea la sectorul 2 a fost foarte, așa să zic, stângace și nesortită decât unei singure ocazii. Și după aceea am încercat să împlinesc acest spectacol și l-am făcut la Teatrul Dramaturgilor, ajutată de egida, vă dau timp. De egida Muzeului Literaturii Române, care găsește în această ocazie de a-l omagia și de a-l pomeni pe Eminescu măcar în zilele lui de sărbătoare ca un lucru important. Și ăsta e doar un exemplu. N-am reușit să fac prea mult pentru că proiectele se opreau la lipsa de buget. Adică erau anunțate, dar... Sunteți membru PNL? Da. Cu cotizație. Cât ați cotizat? Jumătate din ceea ce primesc, 10% din salariul primarului, îl dau la cotizație. Bine. O să calculăm. Da. Mulțumesc. Mergem mai departe. În declarația de avere, completată în luna iunie acestui an, ați menționat că dețineți o casă de 160 de metri pătrați în București și, în coproprietate cu fiul dumneavoastră, două apartamente, tot în capitală, a căror suprafață este de 80, respectiv 40 de metri pătrați. Funcția de consilier local v-a adus un venit anual de 13.140 de lei, căruia îi se adaugă și salariul de la Teatrul Național Ion Luca Caragiale, în valoare anuală de 85.000 de lei. În total, conturile dumneavoastră indicau 93.000 de lei, 21.000 de dolari și 11.000 de euro. Dumneavoastră ți-a afirmat însă că nu banii sunt cea mai mare bogăție. Vă citez. Averea se măsoară altfel. Am o avere sufletească. Cine își face o avere în cer este cel mai fericit. Urmează întrebarea. Cât de fericită sunteți? Cât încape. Sunt la vârsta senectuții, așa se numește vârsta asta, vrei, nu vrei, acum rămâne să te ridici la această descriere și mă gândesc la bilanțul ăsta pe care l-ai făcut tu, matematic vorbind. Este un bilanț pe care
n-aș putea să ți-l redau pentru că sunt foarte neatentă la cifre și la... Dar știu că m-a costat cumva, dacă stabilim așa, de când am început să fac eu casa asta, de acum 15 ani, și de felul în care lucruri pe care le-am împlinit eu sunt cumva moștenirea de la părinții mei. Adică am muncit pentru ce am realizat. Adică câteodată mă și mir. Am avut ocazia când a trebuit să plătesc avansul pentru casa asta și am împrumutat aproape toți banii cu sume mici de la mulți prieteni. Și când mi-am dat seama că i-am dat și înapoi și că între timp am terminat și casa, mi-am dat seama că am muncit mult și că am câștigat cât să fac o casă. Și nu numai, că în timpul ăsta am și trăit, am făcut vacanțe frumoase, așa, cum să zic, anunțate din timp, cum ne place nouă să zicem, vacanța din Grecia. Și cred că sunt fericită cât în cape. Mulțumesc. Despre mama dumneavoastră ați spus că era perfectă și că ați moștenit de la ea, vă citez, calmul, fatalismul, vederea departe a lucrurilor, adică o pregătire care se numește răbdare. Să ai răbdare este una dintre cele mai mari calități. Ați povestit că ați fost mult mai apropiată de tatăl dumneavoastră, care a fost contabil și inspector în finanțe și care era o persoană cu simțul umorului. El considera că autoironia este apanajul omului inteligent, iar dumneavoastră îi împărtășiți opinia. Vă citesc din nou. Autoironia te salvează din multe lucruri, pentru că atunci când cazi în fund și te ridici de acolo, deși ai o senzație de durere, trebuie să bravezi. Urmează întrebarea. Când nu v-a mai salvat autoironia? Când nu m-a mai salvat? Nu știu. Vorbim de ironia sorții, nu știu. Chiar când nu m-a salvat? Cred că tot timpul. Nu. Nu cred că am avut pasaje în care să nu apelez la asta. Pentru că e ca un fel de balon de oxigen, de... îți redă respirația. Autoironia este, cred că, prezența lui Dumnezeu în tine. Așa cred că îți dai seama că ești și jos și ești și sus doar pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Mergem mai departe. Deși tatăl dumneavoastră a fost o persoană cu multă credință, care intra foarte des în biserică, dumneavoastră îl însoțeați doar ocazional, de Crăciun și de Paște. Vă citesc. Mergeam cu tata, spuneam o rugăciune, aprindeam două lumânări, învățasem mici ritualuri, dar pentru mine nu era o ocazie pe care să o trăiesc cu o emoție specială. Ați crescut lângă Biserica Sfinții Apostoli, dar nu ați dezvoltat atunci o relație cu Dumnezeu, poate și pentru că ați copilărit în comunism, când credința și biserica nu erau văzute cu ochi buni de autorități. Ați povestit așa. Apropierea de biserică era mai dificilă în cazul celor care erau membrii de partid sau organe militare. Unchiul meu, care mi-a fost naș la nuntă, s-a ferit să intre în biserică, iar cel care m-a condus la altar a fost fiul lui. Vreau să știu dacă ați fost atunci membră de partid. Urmează întrebarea. V-a ținut comunismul departe de Dumnezeu? Nu. Nu m-a ținut de a... Vezi, tot ce descrie în întrebarea asta sau în tema pe care ai expus-o, erau lucruri care erau în preajma ta și lucrurile astea deveneau parte din tine. Erau foarte mulți oameni care erau credincioși fără să țină seama de restricțiile astea pe care le dădeau, dar gândește-te că așa cum era unchiul meu, poate că una din fricile lui primordiale era legată de faptul că își va pierde serviciul și asta era foarte rău. Și în zilele noastre au fost pasaje în care unii și-au pierdut serviciul sau riscau să și-l pierdă dacă nu se vaccinau. Și atunci sunt situații din astea în care lucrurile vin peste tine, te obligă să respecti ceva ce poate nu crezi, nu vrei, nu simți că nu vibrezi și știi și care e adevărul și cu toate astea ești pus la zid.
Dar mai există o soluție. La război ca la război. Deci, cine vrea, știe să scape. Bine. Mergem mai departe. Ați avut un frate, mai mare cu 8 ani, care, din păcate, a părăsit această lume. Vă amintiți cu duioșie de momentele în care făceați împreună clătite în bucătărie, el fiind un adevărat maestru în pregătirea lor, ați povestit așa. În vremea aceea, aveam în apropierea Ragozului o sârmă pe care atârnam la uscat cârpele de bucătărie. Și după ce ne-am jucat noi mai mult cu ultima clătită, eram curios să vedem cât de sus o puteam arunca. Bineînțeles că o așteptam să revină la loc în tigaie. Dar ia-o de unde nu-i. Am căutat-o peste tot. Și când colo, clătita aterizase direct pe sârmă. Fratele dumneavoastră nu era o persoană bisericoasă și vă spunea tot timpul că Dumnezeu nu există. Vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că rugăciunile celor rămași pot ajuta sufletul celor plecați în neființă. Urmează întrebarea. Vă ajutați fratele cu rugăciuni? Da, asta e calea, numai că ei nu pleacă în neființă. Ei părăsesc corpul și sufletește se întorc la Domnul, așa se spune. Și nu e o situație prea ușor de descris sau de pipăit. Sufletul nu se poate pipăi. Aici te salvează credința, crezi sau nu crezi. Adică aceste rugăciuni de care se spune, pomenirile lor, care îi scot din anumite situații care le aparțin, să zicem, păcatele fiecăruia, pe care în viață el n-a știut să și le gestioneze sau să le atenueze prin ceea ce trebuie făcut, așa cum ziceai, cu o procedură pe care orice creștin știe să o parcurgă. În ocaziile de pomenire le ajută. Le ajută și nu știu cum aș putea să aflu răspunsul pentru asta. Eu însă mă simt liniștită că fac pomenirile astea și îi am tot timpul un pomelnicul pe care îl duc în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Și lucrul ăsta, atâta vreme cât eu cred că le face bine, este o ofrandă a mea, dar sigur pe mine mă înalță. Sigur mie îmi dă puterea să merg mai departe și să trăiesc cu amintirile astea frumos, așa, cu bucurie. Mulțumesc! Au existat cazuri celebre de actori care, într-un anumit moment al vieții lor, au decis să ia calea bisericii. Printre aceștia, Silviu Biriș, Ovidiu Cuncea sau Dragoș Puzlaru. Dumneavoastră, la 64 de ani, sunteți masterandă în teologie cu specializarea doctrina și cultura creștină. Aveți colegi medici, preoți și ingineri, iar despre examenul de admitere ați spus așa. Cred că examenul acesta este o reușită și o îngăduință din partea profesorilor care nu au insistat asupra examinării mele. Mie mi s-a părut că pur și simplu am fost acceptată. Eu m-am înscris la facultate ca să înțeleg mai bine pentru mine și sufletul meu, astfel încât să fiu mai lămurită în dialogul meu cu Dumnezeu. Urmează întrebarea. Sunt actorii cei mai buni spectatori ai lui Dumnezeu? Spectatorii lui Dumnezeu? Sunt actorii lui Dumnezeu. Nu poți să fii spectator la Dumnezeu. Trebuie să te implici. Sună foarte simplu așa, dar până la urmă, auzind așa în predica părintelui Tănase despre această implicare, mi s-a părut foarte frumos să dezvolți și să înțelegi că a te implica înseamnă a te complica. Dar atâta vreme cât ești om viu aici pe planetă, trebuie să trăiești în cursul ăsta. Adică e, cum se spune, scris în ADN. Ai în chipul tău această determinare și trebuie să o faci. Nu poți să fii de lemn Tănase. Trebuie să fii implicat și complicat. Și colegii ăștia mei, sigur, ca noi toți, am trecut prin situații, eu știu, dezarmante, dar au găsit putința să treacă peste ele și să încerce ca și mine
nu neapărat să dialogueze cu Dumnezeu, că până la urmă Dumnezeu, vrei nu vrei, dialoguează El cu tine și îți dă foarte multe și semne și replici și îți vorbește prin multe, îți vorbește prin, cum s-ar spune, fiecare dimineață în care te trezești și vezi soarele, dar ajungi să înveți să dialoguezi cu ceilalți. Și mie mi se pare mai important lucrul ăsta, pentru că până să ajung să dialoguez cu Dumnezeu, ocazia cea mai simplă este rugăciunea, este dialogul meu cu tine, dialogul meu cu ceilalți. Și asta mă interesează. Vreau să dialoguez frumos cu voi. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Mergeți deseori la Biserica Mănăstirii Stavropoleos din București, acolo unde este și duhovnicul dumneavoastră. Sunteți o persoană credincioasă. Și ați mărturisit că în momente de cumpănă, dar nu numai, v-ați rugat Sfântului Nectarie și Sfântului Calinic de la Cernica. Ați susținut păstrarea orelor de religie în școală și urmați studii de teologie. Anul acesta v-ați declarat foarte împăcată cu tot ceea ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră, vă citez, nu am regrete, nu am făcut tot ce mi-am propus, dar nu regret. Până la urmă, asta ți se dă. Tot ce îți dă Dumnezeu, deși pare că este întâmplător, primești spre creștere și eu am primit această creștere. Și să nu uităm un singur lucru, mila lui Dumnezeu acoperă orice păcat, numai să ajungem să-L mărturisim. Urmează întrebarea roșie. Care este cel mai mare păcat mărturisit de Magda Catone? Păi, dacă citești mai adânc, nu pot să ți-l spun. Nu pot să-l spun nimănui. Îl spun doar duhovnicului. Și asta este formula prin care eu dialoghez cu Dumnezeu. Mulțumesc. În copilărie, fiul dumneavoastră își dorea să devină astronaut sau fotbalist. Atunci când a decis să vă calce pe urmă în carieră, a spus că atât dumneavoastră, cât și tatăl său, l-a sfătuit să-și aleagă o altă meserie, de exemplu arhitect sau medic veterinar. În 2014, Carol a fost admis la un ATC, a absolvit și a jucat în mai multe piese de teatru. În ceea ce privește avantajele sau dezavantajele de a avea părinți celebri, fiul dumneavoastră a spus așa: mă întreabă lumea dacă mă deranjează umbra părinților. Nici nu știu dacă e așa mare umbra, până la urmă nu sunt fiul lui Hagi. Dumneavoastră considerați că talentul se moștenește și, mândră de reușitele fiului, ați afirmat anul trecut că se descurcă singur din punct de vedere financiar. Urmează întrebarea: ce șanse are fiul dumneavoastră să-și depășească tatăl? Nu cred că asta e calea. Nu trebuie să fim în competiție. Trebuie să ducem o viață decentă, să facem ceea ce ne place și nu trebuie să fim în competiție nici cu tata, nici cu mama, nici cu vecinul, nici cu colegul care e mai musculos sau mai bogat. Trebuie să fii, nu știu dacă sună bine sau am mai auzit sau am exprimat această formulă, să fii cu tine însuți în competiție, adică să încerci să te depășești. Și cred că asta era, nu știu. Ce ar mai trebui să spun? Mulțumesc. Continuăm. Pentru că în teatru fiul dumneavoastră și-a dorit să fie actorul Carol Ionescu și nu fiul actorilor Magda Catone și Șerban Ionescu, s-a arătat întotdeauna reticent când a venit vorba să urce pe aceeași scenă cu dumneavoastră. De altfel ați mărturisit că acest gen de proiecte nu sunt nici pe placul dumneavoastră. Vă citez: am mai făcut colega mea, Maia Morgenstern, astfel de colaborări. Sunt oameni care își promovează familia foarte frumos, dar nu e cazul meu. În 2013 ați acceptat totuși propunerea de a participa împreună într-o emisiune TV. Provocată la un moment dat să îl descrieți pe fiul dumneavoastră ca actor, ați spus așa: Carol e talentat, pretențios și foarte riguros, nu acceptă compromisuri, dar compromisul nu este un lucru rău. Urmează întrebarea: ce compromis nu ați vrea să facă fiul dumneavoastră? Sună simplu, da, e din literatură, să nu-și vândă sufletul. Să nu facă mai mult decât
eu știu, ceea ce e demn și ce e de folos și să nu rănească pe alții, să fie nobil. Și atunci, cred că ăsta ar fi lucru cel mai bun. Să nu-și vândă sufletul. Da. Mulțumesc. Rămânem la acest subiect. Urmează întrebarea. Care este cel mai mare compromis pe care l-ați făcut dumneavoastră? Cum ziceam, compromisul nu e un lucru rău. Compromisul este o negociere la masa verde. Este puterea de a discerne. E a alege răul cel mai mic sau a tăia în carne vie. Adică compromisul nu e ceva grav. Nici nu știu cum ar fi etimologic așa explicat compromis. Mi se pare că e o situație, se spune așa, dacă cred în sens peiorativ, o situație de compromis, dar este de fapt o situație de rezolvare. Adică nu cam despre asta ar fi vorba. Și rezolvarea unei situații nu înseamnă un lucru rău. De exemplu, dacă ți se impune să-ți vin sufletul? Asta da, asta n-aș face-o. Dar nu m-ai întrebat asta. Eu v-am întrebat care este cel mai mare compromis pe care l-ați făcut. Pe care l-am făcut? Nu știu dacă am făcut vreun compromis chiar. Sufletul nu mi l-am vândut. E greu să ții așa un soții langa, cum se cheamă, soții pata, și să zici, cum zic eu, e bine. Dar aici apar niște, să zic, exemple, niște lucruri din astea care sunt în vechime, știi? Mă gândesc acum la brâncoveni. Ce au făcut ei? Oare am putea noi să fim așa? Dar nu fac niciun compromis, să zici. Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă v-a părut vreodată rău de ceva ce ați făcut, dacă v-a fost rușine de ceva ce ați făcut. Eu știu. Sigur mi-a fost rușine de ceva ce am făcut. Că am supărat pe cineva, că am făcut ceva ce nu trebuie. Sigur mi-a părut rău. Da. Vă dau timp. Dar ce ai vrea să spun ce am făcut acum? Nu cred că pot să... Nici nu cred că pot să mi-aduc aminte. N-am făcut lucruri grave. Adică nu mă gândesc că e ceva care merită neapărat dezbătut. Sunt un om ca oricare altul. Nu sunt un om al extremelor. O persoană decentă, zic eu. Mulțumesc. Continuăm. În 2022, presa scria că în timp ce dumneavoastră erați pe cale să vă îndepliniți visul de a vă muta în casa nouă, o vilă cu grădină cumpărată în urmă cu 15 ani în sectorul 1 din capitală, fiul dumneavoastră se mutase deja cu iubita. Despre aleasa lui, Carol Ionescu a spus așa: actrița Nicoleta Hâncu este iubirea vieții mele, este o super actriță și o gagică și mai mișto. Este foarte bine să se audă asta despre o câștigătoare de premiu Uniter. Urmează întrebarea. Ce fel de soacră veți fi? Soacră bună. Asta e un oximoron, sau cum se cheamă? Astea cuvintele nepotrivite unul cu celălalt. De obicei, soacra e așa... Soacră, soacră? Da, se numește deja... e trecut la apostrofări. Adică, ce ești soacră cu mine, știi? Adică tu acum ești soacră cu mine. Mă întreb tot felul de chestii, așa mă descoși. Sunt o soacră bună. Da, ești drăguță. Da, face plăcere. Cred că o să fiu o soacră bună. Nu știu, doresc să fiu. Să am o prietenie cu ea, cu el, să fim în armonie. Să-mi lărgesc familia, neamul, prin această ocazie în care Carol îmi aduce o fată în casă, cum se spune. Băieții aduc fete, fetele aduc băieți și așa, în situația mea, să... mi se iarăși mărească numărul membrilor și ca orice lucru care are astfel de, eu știu, exprimări, să mă gândesc că o să vină și nepoți sau măcar unul care să facă, cum se spune, hora completă. Mulțumesc. Continuăm. Anul trecut spuneați așa:
Eu mă voi pensiona anul viitor ca orice om civilizat. Trebuie să stabilim că, la un moment dat, îmbătrânim. Nu pot rămâne agățată ca pisica de cerceaf să vin cu perfuzia după mine, cu stimulatorul, cu pastilele în buzunar ca beligan. Da. Ați spus deja că v-ați pensionat. Urmează întrebarea. Sunteți pregătită pentru un nou capitol? Da, mă și gândeam ce m-aș face dacă nu m-ar mai chema de mâine nimeni, așa, uite, cum m-ai chemat tu azi aici. Și asta e o formulă de viețuire pentru noi artiștii. Suntem mereu în atenția celorlalți. Legat de Radu Beligan, chiar îmi pare rău că sună așa anapodat, dar la noi era prezența lui o legendă vie. Adică mergeam în turneu și îl întâlneam în gară, el cu, probabil să ne gândim, cel puțin 30 de ani mai mare decât mine ar fi fost, dacă trăia. Și văzându-l acolo pe bancă, pregătit să se urce în tren, să plece în turneu, mă gândeam dacă el poate și avea probabil pe vremea 70-80 de ani și l-am tot văzut așa în situații din astea, m-am gândit că este o noblețe să poți să duci standardul așa până departe, dar fizic vorbind, vezi, trebuie să împlinim și ceva ce ne dă Dumnezeu, o neputință, adică să o recunoaștem. Trebuie să recunoaștem această neputință și trebuie să facem o redirecționare, să targetăm în altă parte. Adică nu e ceva grav. Eu nu știu, poate aș vrea să continui meseria asta la radio, știi? Să zicem. Sau mergând undeva, nu știu, să împărtășesc copiilor, mi-aduc aminte, nu știu, ce actriță de vârstă venise la noi, așa, gen Meryl Streep, să spun. Venise prin într-o conjunctură invitată la o emisiune de-a noastră și vorbea celorlalți, era foarte așa, lejer îmbrăcată, era foarte lejer îmbrăcată, era foarte, foarte relaxată și împărtășea din viața ei, din poveștile vieții ei, din înțelepciunea cu care a trecut ea peste anumite situații. Adică mi se pare că vine vremea când expresia aia, cine n-are bătrân să-și cumpere, în calitatea noastră de bătrâni și de înțelepți cumva, pentru că natura asta de a clădi în zona asta artistică ne-a făcut, ne-a ridicat deasupra celorlalți. Voit, nevoit și ne-a proiectat chiar în atenție pe ecrane. Noi putem în momentul ăsta să împărtășim altora din ceea ce știm, din ceea ce e bine ce am făcut și să împărtășim. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. Și va fi o întrebare roșie. Pe bune? În copilărie, când erați întrebată ce vreți să vă faceți atunci când veți fi mare, răspundeați fără ezitare: vreau să mă fac musafir. La maturitate ați dezvoltat o relație foarte apropiată cu Dumnezeu, iar conceptul de musafir a căpătat alte valențe mult mai profunde. Vă citez: să fii musafir înseamnă ceea ce de fapt și suntem. Suntem musafiri pe planeta aceasta, călătorim și ne pregătim să ne întoarcem acasă, să te întorci la Dumnezeu, să consideri plecarea dincolo, trecerea spre moarte, ca o întoarcere acasă la viața veșnică. Urmează întrebarea roșie. V-ați simțit vreodată musafir în propria viață? Musafir? Nu, nu m-am simțit musafir. M-am simțit participant sau m-am simțit gazdă. Dar foarte frumos am scris acolo. Da, mi-aduc aminte așa. Cred că una din calitățile pe care am ratat-o e de a fi scris, adică de a fi scris mai atent, mai, cum să zic, pregătindu-mă, nu așa din poanie. Sau... Pentru că orice lucru pe care îl faci, nu trebuie să fii doar musafir, trebuie să clădești la el. Și chiar dacă, așa cum spuneam, sunt călătoare pe această planetă, ca noi toți, asta este părerea mea, suntem musafiri aici, noi trebuie să fim ancorați în ceea ce se întâmplă cu noi aici. Și știți, am văzut undeva o lucrare foarte frumoasă, urbanistică, așa, care m-a surprins și mi-am dat seama ce tare e. Niște copaci uscați, puși într-o grădină, în fața unei
primării dintr-un orășel din Franța, cu rădăcinile în sus. Adică noi, în trecerea asta, în călătoria asta pe aici, pe undeva, pe planeta Pământ, căpătăm niște rădăcini. Ele sunt adevărate, sunt vii, trece seva prin ele, dar la un moment dat ele pot rămâne doar o lucrare, să zicem, la care alții privesc cu rădăcinile în sus, la vedere, să știe toți de noi cât de adânc am trăit aici. Mulțumesc! Acestea au fost cele 40 de întrebări. Vă mulțumesc că sunteți aici, alături de mine. Cei care ne-au urmărit, văd acum pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor pe care vi le-am adresat și ne-au mai rămas la dispoziție 8 minute. Dacă sunt chestiuni ce v-ați dorit să vă întreb, dacă sunt lucruri ce mi-au scăpat din biografia dumneavoastră, dacă pur și simplu sunt chestiuni pe care vreți să le adăugați, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Eu să zic că e momentul să spun și eu ție o întrebare. Dacă vrei să răspunzi la ea sau nu, sau o să îmi răspunzi în e-mail sau într-o altă ocazie. De ce m-ai ales pentru emisiunea ta? Nu îmi răspunzi acum, îmi răspunzi când vrei. Să-ți mai spun că m-am gândit la întâlnirea asta cu tine ca la un lucru plăcut, un lucru favorabil. M-am gândit că văzând celelalte emisiuni am simțit că vei fi bine documentată, că sunt chiar, nu în pericol, dar vei găsi coteuri care nu o să-mi fie, să zic, confortabile și că le vei anunța. Că am trecut peste toate astea, sentimentul meu a fost că ai fost elegantă și foarte justă, adică ți-ai păstrat formatul emisiunii și asta e, de fapt, ținuta și reușita ta. Și că, deși nu se face, aș fi vrut să mai vin, poate, cum zicea Radu Beligan, peste câțiva ani, drăguță, să ne mai întâlnim așa la 40 de întrebări. Să te mai întreb încă ceva, de ce ai ales 40? Și tot așa o să-mi răspunzi altă dată. Și ca să închei așa, să te întreb când vii la teatru și ca un apendice, după aceea o promisiune că vei rămâne cu mine la masă să discutăm și despre teatru și despre planetă. Mulțumesc. Așa rămâne. Ne vom vedea la teatru în primul rând. O să accept și de pe acum vă spun, o să acceptăm invitația dumneavoastră, pentru că noi suntem mai multe fete cele care lucrăm la această emisiune. Foarte bine. Vă mulțumesc mult pentru toate aceste cuvinte frumoase pe care le împărtășesc cu echipa mea. V-am ales pentru că sunteți o femeie pe care eu, pe care noi o admirăm și o apreciem foarte mult. O actriță pe care voiam ca publicul telespectator să o cunoască așa cum este ea, în propriul său rol, și eu cred că în această seară ne-a ieșit. Mi-am notat pe parcursul emisiunii câteva aprecieri la adresa dumneavoastră, ca evaluarea să-mi iasă cât mai aproape de adevăr și să nu mă emoționez acum la final și să vă fac o altfel de evaluare. Ați vorbit de foarte multe ori, ați menționat cuvântul decent în exprimarea dumneavoastră. Și ați îndemnat la decență, însoțind mereu această dorință pe care o aveți ca oamenii să facă ceea ce le place, tocmai pentru a obține, poate nu, și performanță și pentru a nu obosi în domeniile pe care și le aleg. O femeie cu o voce blândă, o femeie calmă, sensibilă, cu credință în Dumnezeu. V-am găsit sinceră și acest lucru m-a emoționat, pentru că cea mai mare provocare pentru mine este atunci când realizez un interviu cu un actor. Dacă actorul acceptă să ne lase să pătrundem acolo în inima sa și să fie el și să îl cunoaștem așa cum este el ca om, și în această seară ați fost extrem de sinceră și m-ați emoționat încă de la început cu acest lucru. Și m-a impresionat foarte tare îndemnul pe care l-ați avut pentru fiul dumneavoastră să nu-și vândă niciodată sufletul. Cred că este principiul după care ar trebui să se ghideze
toți părinții care au copii pe această lume. Mulțumesc frumos, Magda Catone, pentru prezența aici la 40 de întrebări și da, să ne revedem cu bine și peste o perioadă la alte 40 de întrebări. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Denis, și echipa ta. Mulțumesc! Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!